Persoanele pensionate și cei care beneficiază de asigurări sociale de stat pot obține bilete de tratament direct de la sediul Casei Județene de Pensii Timiș prin solicitare directă, fără a mai întocmi un dosar. Cei care suferă de diferite afecțiuni reumatismale se pot reface în stațiuni ca Felix, Sovata, Gioagiu, Herculane sau Eforie Nord. Sinaia și Moneasa oferă tratament pentru sistemul nervos, iar Olănești și Căciulata pentru cei cu probleme digestive. De asemenea, cardiacii au la dispoziție un sejur la Tușnad, Vatra Dornei, Buziaș sau Covasna. Prima serie de anul acesta a început pe 18 martie, cu un număr de 109 bilete distribuite de către Casa Județeană de Pensii Timiș, iar seria a doua a biletelor de tratament va începe cu sejururi de la 1 aprilie. Actele necesare eliberării biletelor de tratament sunt cerere, copie după trimiterea medicală, cuponul pensie din ultima lună sau adeverință cu venitul brut din ultima lună, buletinul de identitate în original și copie. Pentru a beneficia de aceste servicii, persoanele care se încadrează în cerințe se pot adresa direct la sediul Casei Județene de Pensii din Timișoara, strada Andrei Șaguna, numărul 5, ghișeul numărul 5. Există și bilete disponibile cu plecare în aceeași săptămână.